Bine ați venit la conferința de presă. Alături de mine Stelian Bușduveanu, liderul consilierilor general PNL, Alexandru Gâdiuță, liderul consilierilor general USR, Cristian Crivăț, președintele USR Sector 5. Trebuia să fie, a fost reținut la guvern, Cristian Băcanu, liderul PNL Sector 5. Obiectul conferinței de azi este ședința de Consiliu General care o să aibă loc peste o oră. Primarul General și Consiliul General au ca obiectiv principal dezvoltarea orașului și fiecare ședință de Consiliu General ar trebui să fie despre proiecte majore care dezvoltă orașul. Din păcate, așa cum o să vedeți, în această ședință de Consiliu General sunt subiecte mici, subiecte care cumva dau seama de neputința, de agonia acestei administrații locale, de falimentul administrației locale și sunt acoperite de gesturi, de imagine, de aflare în treabă. Principalul subiect pe ordinea de zi este pus sector 5, adică cum dezvoltăm sectorul 5. Sectorul 5 are mari oportunități de dezvoltare. În primul rând că este un sector care are, relativ aproape de zona centrală, are terenuri disponibile. Mare avantaj. În al doilea rând, sectorul 5 are avantajul de a fi aproape de centrala de toată platforma de dezvoltare de la Măgurele, dezvoltată, susținut în ultimii ani. Și atunci, dacă vrei să dezvolți sectorul 5, trebuie să te duci către comunitatea de afaceri, trebuie să te duci către comunitatea științifică și împreună cu ei să vii cu un plan de dezvoltare astfel încât să dezvolți această zonă dintre sectorul 5 și Măgurele. Nu numai că un sector 5 nu vorbește de această dezvoltare, nu vedem niciun studiu care să-l fundamenteze. Sectorul 5, un sector 5 este pur și simplu o planșă cu niște culori în care desenăm unde să punem blocuri, unde să punem birouri de locuințe. De ce am ales această locație? Nu am ales această locație ca să dovedim că e mizerie aici. Toată lumea știe că e mizerie în sectorul 5. Am ales această locație pentru ca să vorbim de dezvoltarea sectorului 5. În spatele meu, pe o porțiune de 4 km până la gara Progresul, se află o linie de tren dezafectată. Această linie de tren dezafectată este o uriașă oportunitate pentru sectorul 5. Ne-am chinuit 10 ani ca să facem metroul din drumul Taberei cu investiții foarte consistente și noi aici în spate avem posibilitatea practic gratuită să construim un metrou de suprafață. Acest metrou de suprafață poate să fie conectat pe rețeaua CFR existentă cu un sistem de gări interioare, astfel încât cetățenii din sectorul 5, cei din zona Zețar sau cei din zona Pieptănari, să poată ajunge în 20 de minute în Pipera sau la gara Obor sau la prin această linie 1 de tramvai. Ne dezinfectăm, suntem calmi, ne dezinfectăm. Să poată ajunge pe linia 1 de tramvai la Orhideea sau la Piața Victoria sau la Ștefan cel Mare sau la Obor. O altă problemă pe care o ridică PUS Sector 5 este a spațiilor verzi. Noi suntem în infringement de mediu, suntem unul din cele mai poluate orașe din Uniunea Europeană și acolo, în spatele stadionului Ghencea, aveam prevăzut de plan urbanistic general o pădure urbană care să deservească Rahova, să deservească Ferentari, să deservească Ghencea, să deservească locuitorii din drumul Taberei. Ce facem? Pe peste 20 de hectare transformăm această zonă în alte blocuri de locuințe. Și mai grav de atât, dacă se poate și mai grav de atât, tot în spatele stadionului Ghencea,
avem o zonă de aproximativ 10 hectare care are funcțiunea de construcții. Ce credeți că prevede PUS sector 5? Cazări și pușcării. Deci avem o zonă la 4 km de centrul orașului. Avem niște universități mari din București, avem ASEUL, avem Universitatea București, avem Facultatea de Medicină, care au campusuri insuficiente și noi la 4 km de Piața Unirii, printr-o înțelegere pe care o a făcut-o acum 10 ani Vanghelie cu Gabriel Oprea, prevedem dezvoltarea de pușcării și de cazări în spatele stadionului Ghencea. Mă opresc aici cu în ceea ce privește PUS sector 5. Și o să iau pe scurt câteva din subiectele care sunt pe ordinea de zi a Consiliului General. Se vorbește din nou de teste. Nu este un subiect serios. Primăria Capitalei vorbește de 3 luni de teste. N-a fost în stare să-și ia un aviz de la DSU ca să facă acea testare de pe arena națională. Deci dacă vorbim de testare și în general dacă vorbim de tot ce face Primăria Capitalei, să vorbim de ce a făcut, nu de ce vine la fiecare ședință și spune că va face. Din nou, Spitalul Municipal, altă bombă de presă. Pentru Spitalul Municipal care a fost anunțat acum 4 ani, nu avem un studiu de fezabilitate încă. Da? Nu știm de unde vor veni medicii, nu știm care va fi corelația cu actualele spitale pe care municipalitatea le are, nu știm ce vrea să facă acest spital municipal și mai ales nu știm de unde o să luăm 1 miliard de euro cu care să-l construim. Și până atunci facem exerciții, primăria face exerciții de imagine, cum e cel de azi cu puzul, mai mult decât atât desfințează un depou care deservea foarte bine zona de nord. Vrem să facem spital, găsim mai întâi banii și după aceea desfințăm depoul care, dacă îl desfințăm acum, perturbăm transportul public din București. Se elimină taxele de terase, foarte bine, e o măsură foarte bună pe care am solicitat-o și noi. Ea vine cam târziu în condițiile în care activitatea economică a teraselor a început pe 15 mai. Multe orașe responsabile din România au anunțat aceste măsuri cu mult timp înainte, astfel încât oamenii să-și facă planurile de afaceri înainte să deschidă la 15 mai, să știe pe ce se bazează. Avem un subiect pe ordinea de zi care vizează depoul Victoria. Opoziția a spus încă de la momentul la care acea hotărâre de Consiliu General viza transferarea depoului Victoria către STB pentru că a fi vândut și a acoperit datoriile STB-ului, că acea decizie este ilegală. Iată, după un an de zile, primăria vine și recunoaște că acea decizie a fost ilegală. Avem un subiect, rectificarea bugetară, alt subiect practic nesemnificativ. Rectificarea bugetară și bugetul Capitalei e o glumă, atâta timp cât noi știm cu toții că el prevede 7 miliarde de lei încasări la buget și bugetul real care poate să fie încasat este de doar 4 miliarde de lei. În fine, un subiect important este împrumutul de 100 de milioane de lei pe care Primăria Capitalei trebuie să-l facă, încă o dovadă a falimentului, a incapacității de plată în care Primăria Capitalei se găsește. Vă aduc aminte că în 2019 s-a făcut un împrumut la Ministerul Finanțelor de 100 de milioane de euro. De asemenea, la sfârșitul 2019, tot pe buza incapacității de plată, cu căciula în mână, primarul Firea s-a dus la guvernul Dăncilă și a mai obținut 100 de milioane de lei, tocmai pentru ca să nu intre efectiv în incapacitate de plată. În rezumat, a mai trecut o lună din acest mandat și Primăria Capitalei
nu vine cu nicio măsură serioasă pentru dezvoltarea orașului, pentru a rezolva problemele sistemice pe care orașul acesta le are și în loc de asta umple totul cu acțiuni de imagine. Din fericire, nu mai avem decât 3 luni din actuala administrație și sunt convins că bucureștenii vor avea o imagine reprezentativă a ce a însemnat acest mandat. O să las pe Stelian Bușduveanu. Mulțumesc, Nicior, mulțumesc, bună ziua! Aici, dragi cetățeni, sunt banii dumneavoastră. De la coloana primarului din voluntari până la capitală, la acest show grotesc pe care îl face primarul de la sectorul 5 PSD. Asta se întâmplă într-o Românie care a fost amanetată de acești indivizi. Revenind la ordinea de zi, vreau să asigur pe toți cetățenii sectorului 5 că grupul PNL în Consiliul General nu va vota acest spus nociv. Iar în contextul în care majoritatea toxică din Consiliul General va trece acest spus, vă garantăm că îl vom ataca la instituția prefectului, inclusiv în instanțe, pentru a nu pune cetățenii în situația în care trebuie să se trezească fără spații verzi, fără o dezvoltare normală în anul 2020. Revenind la ordinea de zi, PSD este învățat să reia pe ordinea de zi acele proiecte care aduc dezavantaje cetățenilor. Nu putem gira achiziția de terenuri de pe piața liberă, acolo unde anumiți dezvoltatori aveau anumite obligații, acolo unde nu se pot dezvolta proiecte pentru acei dezvoltatori, tocmai pentru că au cumpărat terenuri care nu sunt folosibile. Nu putem achiziționa pe bani mulți în acest an greu terenuri, când Primăria Municipiului București deține terenuri în proprietate publică sau privată, pe care poate face parcaje, pe care poate face parcaje supraetajate și alte dezvoltări pentru cetățeni. Vin și cu o veste bună. Astăzi, grupul PNL din Consiliul General va depune un amendament prin care până la finalul anului cerem suspendarea taxei de promovare turistică a municipiului București. Adevărul este că în această perioadă, una dintre industriile cel mai puternic afectate este cea hotelieră, industria Horeca. Prin suspendarea acestei taxe, dorim să stimulăm incoming-ul București, dorim să nu mai existe o presiune pe hotelieri și pe clienții care vin în București. Doamna primar deține majoritatea în Consiliu, așa că îi urgentăm să voteze acest proiect pentru că vine în ajutorul mediului de afaceri. Colegii de la USR le susțin, așa cum și noi îi susținem în toate demersurile pentru cetățeni. Vă mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Sunt Alexandru Gdiuță, liderul Consiliului Municipal USR București. De aproape o oră, din păcate, asistăm la un show grotesc făcut de administrația sectorului 5, administrația PSD. Aici utilajele primarului Florea au fost trimise efectiv în încercarea disperată de a perturba această conferință de presă. Din păcate, banii cetățenilor sunt risipiți pe astfel de proiecte, dar nu ne dăm înapoi, vom continua lupta noastră și nu ne lăsăm intimidați. Legat de ordinea de zi a ședinței de astăzi, au spus și colegii mei și antevorbitorii mei, spusul sectorului 5 în forma actuală este nociv. Colegul meu, președintele filialei sector 5, va spune mai multe detalii. Eu specific că încă de ieri am transmis tuturor consilierilor municipali argumentația cu toate elementele de legalitate ce sunt încălcate de acest document. Aceleași lucruri le-am trimis și către secretarul general al municipiului București și către primarul general Gabriela Firea. Revenind la ordinea de zi și la celelalte subiecte, un alt proiect nociv care din păcate este astăzi pe ordinea de zi se referă la un nou împrumut pe care vrea să-l ia administrația Firea PSD. Vorbim de un împrumut de peste 20 de milioane de euro luat acum la sfârșit de mandat. Acesta este doar încă un împrumut dintr-un șir lung. Din păcate, peste 2 miliarde de lei a împrumutat actuala administrație în mandatul de 4 ani. În același timp, companiile municipale, spre exemplu, beneficiază de bugete grase care sunt tocate pe o clientelă a administrației PSD. În loc ca aceste robinete, aceste scurgeri de bani să fie direcționate către investiții reale, administrația Firea preferă să ia împrumuturi. Voi face o comparație. Astăzi luăm un împrumut de, sau mă rog, administrația Firea PSD propune să luăm un împrumut de 100 de milioane de lei, iar în același timp
companiile municipale vor să achiziționeze terenuri de peste 200 de milioane de lei. În același timp, aceste companii municipale cheltuie peste 60 de milioane de lei pe chirii de imobile și terenuri. În același timp, aceste companii municipale plătesc cu bani frumoși, bani foarte mulți, conducerile companiilor formate în special din clientela PSD. Nu vom vota acest proiect și vom semnala în continuare aceste abuzuri. Un alt proiect care se află pe ordinea de zi și din păcate nu rezolvă o problemă gravă a Bucureștiului se referă la planul de menținere a calității aerului. Acest document, destul de scufos, din păcate reprezintă doar o listă de evoluție ale unor proiecte de infrastructură. În cadrul lui nu avem informații despre modul în care aceste măsuri luate de Primăria Capitalei produc efecte pozitive sau negative pentru calitatea aerului din București. Și din păcate suferim cu toții din cauza acestei probleme a poluării aerului. Repet, un proiect care este pus pe ordinea de zi doar ca administrația să facă un raport frumos, doar ca o măsură de alibi. Un element cu care vom veni noi în ședința de astăzi se referă la un amendament la proiectul Promenada cu Fântâna al administrației Firea PSD, o reamenajare a zonei centrale. Noi vom propune să se realizeze această amenajare doar în baza unui concurs de proiecte, un lucru care este normal pentru orice capitală europeană. La fel cum a spus și colegul meu de la PNL, la fel cum a spus și Nicușor, din păcate, luna aceasta, ședința de Consiliu General vine cu mult prea puțin pentru problemele și nevoile Bucureștiului. Noi, grupul USR, vom susține în continuare proiecte bune pentru dezvoltarea orașului. Sperăm ca alegerile care vor veni să aducă o administrație cu adevărat preocupată de București, de bucureșteni. Colegul meu, Cristian Crivăț, președinte USR Sector 5, vă va spune câteva cuvinte despre proiect. Mulțumesc! Bună ziua! Suntem martorii unui mare circ. Uitați-vă cum poliția asigură abuzurile. Deci poliția asigură abuzurile. Ar trebui să discutăm despre plan urbanistic zonal. Dar nu se poate discuta. USR Sector 5 este împotriva abuzurilor. USR Sector 5 propune dezbatere civilizată. Vrem asigurarea calității aerului. Vrem dezvoltare durabilă pe o perioadă lungă. Nu vrem circ și bătaie de joc. Mulțumim și vom vota împotriva acestui plan urbanistic zonal abuziv. O zi bună tuturor! Foarte pe scurt, noi am venit aici să vorbim de dezvoltare. Am venit să vorbim de metrou de suprafață, de locuri de muncă, am venit să vorbim de conexiunea cu Măgurele, de centre de afaceri. Iată PSD-ul, PSD-ul Mineriadelor, PSD-ul lui 10 august, care nu e în stare să asculte punctul de vedere contrar. Dar, pentru că aici este un reprezentant al statului, al poliției, vă invit să veniți cu mine ca să legitimăm polițistul care nu a semnalat că este o gravă perturbare a ordinii publice.
Unde veți face așa?